găsit, oameni buni. Suntem la Realitatea din PMP. Laurențiu Botine, numele meu. Evident, ne vedem pe realitatea.net. E întâlnirea de joi, e de la ora 13. Vă mulțumesc tuturor, am văzut că vă uitați. Și dacă vă uitați, nici astăzi nu o să vă dezamăgim. Îi voi chinui pe invitații mei, ca de obicei, evident. Invitații mei de astăzi, evident, sunt din Partidul Mișcarea Populară și stau în fiecare seară și se uită pe sondaje și se gândesc cât vor face peste pragul electoral. De ce? Pentru că umblă prin târg un zvon extrem de interesant, un zvon pe care o să-l discutăm în emisiune, așadar avem 50 de minute de discuție liberă de orice corset. Cu mine, în studio, mulțumesc pentru prezență. În prezent este secretar general adjunct al Guvernului, da, la Palatul Victoria, candidează la Tulcea, din partea PMP, locul 1 la Senat, Romulus Iaru. Bun găsit, domnule Iaru. Vă salut. Bine v-am găsit, vă salut. Pe domnul Dorin Bădulescu, senator PMP, actualmente în funcție, candidează tot pentru Senat de la Buzău, l-a mai avut de-a lungul timpului în emisiune, prin Skype. Bun găsit, domnule Bădulescu. Bine v-am găsit, bună ziua. Bun. Hai să începem, cu lucrurile astea care vă plac. Am să te rog, Vlad, să scrii dezbatere electorală totuși acolo, pentru că sunt candidați. Lucrurile care vă plac. Domnul Bădulescu, o să încep cu dumneavoastră. Da. Candidat într-un județ în care Partidul Social Democrat, adversari ai dumneavoastră, așa cum v-ați poziționat pe jicherul politic, îl are ca motor, ca locomotivă pe președintele PSD, Marcel Ciolacu. De asemenea, candidați într-un județ în care, pentru a nu-l încurca pe domnul Ciolacu, de exemplu, ecologiștii, și o să vedeți de ce vorbesc despre ecologiști, nu și-au pus candidat. Și candidați într-un județ în care PNL-ul, dreapta, a luat bătaie rău de tot acum la locale. Cum manageriați Buzăul ăsta ca și candidatură a unui om de dreapta, jicherul politic, în contextul în care noi îl putem colora cu roșu pe o hartă a partidelor? Este, în primul rând, trebuie să știți că la alegerile locale din 2020, Partidul Mișcarea Populară la Buzău a luat un procent de 13%. Cea mai puternică filială a PMP. Chiar dacă este domnul Ciolacu acolo, se poate face performanță pe dreapta. Problematica este una complicată, având în vedere că toată lumea este cu ochii pe Buzău datorită acestui fapt. Dar PSD-ul nu este invisibil și n-a fost niciodată invisibil. Dacă ne uităm la alegerile europarlamentare sau în turul 2 al prezidențialilor, Buzău nu a fost totalmente roșu. De fapt, de 4 ani de zile militez împreună cu colegii din PMP. Am militat pentru o unificare a forțelor de dreapta. Unificare care, într-o anumită măsură, s-a produs și asta sub egida PMP la Buzău. Pentru că, dacă vedeți procentul total pe țară al PMP-ului, Buzăul la PMP a avut un procent dublu și ceva. Bine, e un proiect pe care îl ducem mai departe și un proiect pe care l-am început acum 4 ani. Acum au început să se vadă rezultatele. Noi sperăm în același scor sau mai mare pe alegerile generale, pentru că după locale, partidul, organizația noastră s-a întărit. Avem niște mesaje specifice. Buzoienii au început să le înțeleagă, au început să adere la el, pentru că am realizat acolo un cadru de acțiune parlamentară specific pe perioada 2020, pentru perioada 2020-2024, cu niște puncte extrem de serioase. Care le-ați adus acolo în zonă? Adică veniți în campania electorală cu niște puncte clare zonale de această dată? Am venit cu niște proiecte clare zonale, pentru că în calitate de candidat și de reprezentant și de senator în funcție, în primul rând reprezint Buzău. Există anumite specificități ale Buzăului care pot fi transpuse pe anumite situații, exact pe ceea ce
au nevoie buzoieni. Asta, acest program este făcut pe nevoile, în urma consultării cu buzoienii și pe nevoile specifice. E adevărat, un parlamentar creează o lege pentru toată lumea. Sunt mai multe județe în situația Buzăului, însă există debușee pentru a realiza proiecte de legi care să ajute, în primul rând, cetățenii din județul Buzău, plecând de la specificul Buzăului, cu o rată a șomajului foarte mare, cu o rată a asistaților sociali printre cele mai mari din țară, cu o populație de romi printre cele mai mari din țară. Sunt anumite sectoare pe care trebuie acționat prin modificări legislative și prin proiecte pilot, așa cum am văzut că s-a practicat în ultima perioadă pentru alte județe din țară. Se pot face proiecte pilot pe învățământ, se pot face proiecte pilot pe legumicultori, pentru că avem o zonă importantă la Glodeanu Sărat și în zonă. Da, e pe celebră, această... e celebră. Glodeanu e celebră. E celebră și iată că după 31 de ani nu s-a întâmplat nimic, nici măcar o piață de gros și de ambalare a acestor produse. N-am putea... făcut că parcă o anunțaseră. Acum 4 ani o anunțaseră. E tot anunțată. Adică tot o dau cu Glodeanu acolo, o anunțaseră. Eu mai văd că merg spre mine, spre Bacău. Mă rog, n-am mai fost de mult, dar când treceam cu mașina pe acolo, mai apăreau la intersecția aceea, știți, de la drumul național, de la E85, care face spre Glodeanu, apăreau cu legume acolo. E o chestiune neorganizată, e o chestiune făcută așa local, să... dar o chestiune pe proiecte efectiv specifice pentru acea zonă, nu s-a realizat nimic. Nici de către Consiliul Județean, care, mă rog, de 30 de ani este PSD, nici din punct de vedere legislativ. Sunt chestiuni legate în mod concret de agricultură, pentru că sudul județului Buzău este eminament agricol, este eminament agricol, dar ceea ce nu știu mulți este că Buzăul are un potențial fantastic din punct de vedere turistic. Zona montană, zona de deal a județului Buzău este foarte importantă și iată că ajungem în această situație de a fi nevoiți și obligați de alegători să creăm acest cadru, să-l conturăm pe un anumit specific. Și aceste lucruri s-au făcut cu multă muncă și cu multă dăruire din partea atât a mea cât și a colegilor. Da. Dacă pe la Buzău trec cu mașina în drum spre casă, la Tulcea, sau de Tulcea, mă leagă primul an de liceu, după ce am fugit, că nu era pentru mine, liceu de marină, nu știu dacă mai știți, exista un liceu de marină care asigura specialiști pentru întreprinderea de pescuit oceanic, care era, până la urmă, standardul de acolo, din județul Tulcea, pe lângă combinatul acela siderurgic, dacă nu mă înșel. Și erau întinse navele una lângă alta până spre Sulina. Da, bun, acum nu vreau să mergem în istoria navelor de acolo, că au fost vândute pe nimic. Dar vă întreb altceva și pe dumneavoastră. La Tulcea există un vot dat unui primar PNL. După mulți ani de hegemonie PSD acolo, Tulcea are primar PNL, are primar de dreapta. În schimb, la Consiliul Județean, și pe dumneavoastră asta vă interesează, domnule Iaru, Horia Teodorescu, baronul, celebru baron Horia Teodorescu, Teo, cum se spune, încă stăpânește bine ceea ce înseamnă județul Tulcea. Județul Tulcea nu înseamnă numai delta. Nu înseamnă numai delta, ci înseamnă și niște localități unde sărăcia este la ea acasă. De asemenea, acolo va candida un celebru al politicii românești, Orlando Teodorovici, da? Fostul ministru de finanțe. Cum va fi bătălia la Tulcea pe dreapta, având în vedere faptul că, așa cum spuneam, județul are două lucruri importante. Odată delta Dunării, da? Toată lumea știe despre ea, dar și partea aia săracă. Cum descurcați acolo ițele? Adică aveți o șansă în municipiu. Probabil va merge valul către dumneavoastră. Dar ce faceți în județ unde stăpânește Teodorescu? Eu zic că o să reușim să obținem rezultate bune și în județ. Dacă vreți, nu știu dacă am fost foarte încântați de rezultatele de la locale, unde culmea chiar la municipiu n-am fost atenți, dar avem de unde să repornim. Sigur, pe alții, pe fondul creșterii PNL-ului, dar așa cum arată votul, este încă loc de a crește partea dreaptă suficient de mult. E o pondere destul de serioasă care nu s-a prezentat la vot,
poate și din cauza specificului, fiind atât de izolat și la propriu și la figurat, prezența a fost destul de slabă. Însă, categoric, la Tulcea se poate crește în continuare pe partea dreaptă. Ceea ce trebuie făcut, în primul rând, acolo, este să încercăm să redefinim atât administrația locală, cât și toate instituțiile gestionate de la nivel central, în sensul în care acum sunt mai multe desenate pe hârtie. Avem acela RBDD, de exemplu, care teoretic ar trebui să asigure conservarea și exploatarea în conformitate cu cerințele de mediu a Deltei Dunări. În realitate, ceea ce vedem cu toții că se întâmplă în Delta este un adevărat jaf. Este pierdut aproape orice control. Avem chipul acea bursă de pește, care practic n-a funcționat niciodată. Și e păcat, zic că nu se găsește nici coadă, nici miros de pește la clădirea. Păi nu, clădirea pentru că așa cum a fost... Făcută pe bani europeni, dacă așa cum a fost gândită acea bursă, a fost bine gândită. Practic, aia trebuia să fie poarta prin care orice fâță de pește din Tulcea trebuia să intre și să iasă. Acum, oricine scoate pește pe unde vrea. Dacă totul se scotea printr-un singur punct, atunci aveai un control, atunci aveai o exploatare cu adevărat de natură să protejeze rezervația biosferei. Braconajul industrial în Delta e la el acasă. Dar cum spuneam, nu vorbim numai de Delta aici, și de cea și partea cealaltă, partea săracă. O problemă este că întotdeauna tindem să judecăm lucrurile la nivel local, în cel mai bun caz la nivel județean. O realitate este că nu putem judeca așa pentru că ne izolăm. Acolo trebuie lucrurile luate în ansamblu. Constanța, Brăila, Galați, Tulcea. Și gestionate împreună ca o regiune unitară. Ne uităm că e acel pod început la Brăila. Într-adevăr, un lucru foarte bun. În sfârșit se construiește podul peste Dunăre. Dar dacă ne uităm, e un pic peste mână făcut. Adică mai întâi facem poduri, dar drumurile spre județul Tulcea sunt drumuri amărâte pe o bandă pe sens. Drumurile spre Brăila și spre Galați sunt la fel drumuri amărâte pe o bandă pe sens. Pe ce legăm podul ăsta, care este un port mare, capabil să preia traficul? Iată că nu avem... Iar master planul de transporturi prevede legarea zonei astea de... județelor ăstora de liniile generale de transport de-abia până 2030. Ori atâta timp cât ținem practic în izolare a infrastructurii, județele astea nu au cum să se dezvolte. Adică stați, că mi-a rămas așa pe creier povestea aia cu podul, da? Am văzut o fală așa, bă, facem podul, ia uitați-vă, pilonii, pac, și dumneavoastră îmi spuneți că, de fapt, podul, da? Înainte și după pod, infrastructura e vai de mama ei, adică da. De ce aș ocoli pe acolo, nu? Nu dau degeaba exemplu, pentru că o bună parte din timp, sau dacă vreți, până în anii trecuți, am stat în Galați, a fost consilier județean acolo. Și un alt exemplu e, de exemplu, un terminal multimodal foarte mare care urmează să se facă la Galați, în condițiile în care trenul în Galați intră cu 30 la oră. Dar facem terminalul. Este un pic peste mână. Încep cu ce se termină, că de-aia e terminal, că e la capăt. Tulcea e în aceeași situație. Este izolată. Auzeam un coleg combatant de luptă electorală cum felicita populația tulceană că, uite, au cea mai mică rată de infectare cu COVID din țară. Sigur, pot să spui într-adevăr că-s mai conștiincios tulcenii. N-am avut senzația, dacă mă întrebați, că am mers pe stradă pe acolo. Dar nu cumva e vorba tocmai de izolarea endemică la care-i condamna județul ăsta, că nu ai cum să ajungi efectiv în anumite județe. Nici COVID-ul nu ajunge acolo, dar pe oamenii. Deci, până când Tulcea nu este legată în mod real de infrastructura de transporturi, e greu să o dezvolți. Păi da, dar vedeți dumneavoastră că acum, na, e un lucru pozitiv ăsta, că ești izolat. Știți ce mă interesează, domnilor? E foarte important, pentru că ești nevoit acum, ca și candidat, să-ți faci o campanie atipică. Adică ai cam încurcat-o. Cine te cunoaște bine, cine nu te cunoaște, la revedere.
mizez pe activul de partid, da, cum le spun eu, talibanii de partid care te votează oricum, și mizez pe hateria la altora care ar vota orice altceva față de cei pe care îi urăsc. Cum faci campania asta electorală? Că mie mi se pare extrem de ciudat. Aproape că, bă, din punctul meu de vedere, este un nonsens. Deci n-ai voie să spui BNR, să-ți vadă omul fața în campanie electorală. Le pui, dacă ai bani și ai cu ce și ai unde, le pui cumva într-o pre-campanie electorală, într-o tâmpenie de-aia. Adică, băi, asta e ce se întâmplă. Nici nu știm dacă avem alegeri, dar noi punem BNR. După aia, mai te duceai, mai opreai oameni pe stradă, mai vorbeai. Ei, acolo te duci cu mască. Adică, nici ochi, abia ochișorii ți se văd așa. Și oamenii sunt speriați. Adică, de ce stai eu de vorbă cu tine? Cum o descurcați pe asta? E handicap pentru dumneavoastră? Vorbesc de partide mici. E handicap sau e poate o posibilitate să obțineți un procent bun? Ce-aș vrea să vă spun, să știți că întotdeauna electoratul din dreapta a fost un electorat mai puțin dinamic și în general centrat pe zonă urbană. Am abordat foarte bine și zona rurală în ultima perioadă, motiv pentru care nu avem de ce să ne temem că ar putea exista accidente, în ghilimele, din punct de vedere electoral. Sigur, condițiile de pandemie îngreunează o campanie clasică, unde și dispozițiile legale sunt destul de restrictive. Mă refer aici la posibilitatea de a afișa, mă rog, a pune afișe electorale doar câte două pe un panou și nicăieri în altă parte, chiar dacă ar fi existat, cum au existat în celelalte campanii electorale, acorduri ale proprietarilor, să poți afișa mai mult, să ai o anumită vizibilitate. Totuși, cred eu că sunt avantajați candidații care sunt cunoscuți în zona unde candidează, care au avut ceva performanțe și, până la urmă, cred eu că un candidat care are ceva performanță din punct de vedere politic, din punct de vedere, dacă vreți, profesional, este cunoscut la nivel local și la nivel și la nivel național, are un avantaj în aceste condiții. Totuși, nu ne considerăm dezavantajați, pentru că Partidul Mișcarea Populară, de mai bine de 4 ani de zile, a tot crescut în structuri, a căpătat stabilitate față de alte partide și, în acest context, indiferent care va fi prezența la vot, nu vor exista probleme. De exemplu, cum au spus unii analiști pe care nu-i cred, cu pragul electoral și așa mai departe. Sunt convins că, de exemplu, la Buzău, noi vom avea un scor sigur cu două cifre, 14, 15, 16%, pentru că am demonstrat că se poate. Sunt convins că și la Tulcea, la domnul Iaru, se va întâmpla un lucru similar. Sunt județe care, din această perspectivă, vor obține scoruri importante și vor aduce un număr important de voturi la coșul comun pe zona aceasta de parlamentare. Da, sunteți totuși în niște județe roșii. Bun, sperați să repetați rezultatul bun, domnul Bădulescu, de la 13% e un rezultat, da, a spus bine, aproape dublu, da, față de cel obținut de partid acolo, da. Credeți că sunt în oglindă cumva alegerile locale cu cele parlamentare? Sunt în oglindă pentru că e obținut și de același activ de partid. Adică au apărut primari, au fost aleși primari în județul Buzău din partea PMP, au fost aleși un număr important de consilieri locali, oameni care au militat anterior și militează în continuare pentru programul partidului și pentru ceea ce reprezintă PMP. De aceea, dacă ar fi să compar cu anul 2016, unde aveam foarte puțin consilieri, eram o mână de oameni în momentul în care am candidat în 2016, acum suntem ca organizație, de exemplu, de 4-5 ori mai numeroși și cu aleși locali de vreo 6 ori mai mulți. Deci, iată că activul de partid este mai numeros și poate atrage, și a atras voturi și poate atrage, dar programul, în primul rând, pe care îl propune
Partidul Mișcarea Populară este unul extrem de ambițios și de important. Pe lângă programul local este programul național, cu reducerea numărului de parlamentari pe care am, proiect pe care îl... Vă las și vi-l asumați acum, asumăm... și Tomac să spună, gata, domnule de standard, facem asta, Ioana, Constantin, toată lumea zice. Da, de acord, numai că de data asta lucrurile se schimbă un pic. Am mai discutat de aceste teme și una din condițiile esențiale pentru ca PMP-ul să participe într-un act viitor de guvernare este și această lege. Adică adoptarea acestei legi în Parlamentul României, de o majoritate pe care vom constitui. Îmi dați voie să nu vă cred? Puteți să nu mă credeți, dar adică, eu vă spun că lucrul ăsta este esențial. Adică, nu știu, câștigă cineva alegerile, da? Și vă invită la guvernare, dar nu acum, struțo Cămilă, că v-a dat acolo așa, ca să tăceți. Vă invită la guvernare cumva pe un baliaj politic, așa, hai și tu cu niște ministere, hai și tu cu niște directori, cu niște președinți pe acolo, pe chestii, cu număr de secretari de stat, cu etc., etc. Și o să spuneți, a, nu, noi nu vrem să intrăm decât dacă dăm sau respectăm povestea aia în Parlament cu 300 de păi este... Noi am fost consecvenți pe această temă. Eu cred că lucrurile sunt extrem de serioase. E un fel de PR, cum au încercat cei de la USR să-și facă povestea aia cu fără penale în funcții publice. Nu. Cred că pe români, cred pe români într-adevăr, știi, când mai spunem și noi, iertați-mă, când mai spunem și noi, bă, câta parlamentarii, câta băieții deștepți, uite necuvântătoarele, uite aia, uite cum au stat aia degeaba, și cumva lipit cu mesajul ăsta, noi vrem doar 300, da, așa, pare așa un PR destul de interesant, dar dacă noi am avut un referendum care nu a fost respectat de Parlament, cine Dumnezeu ar mai respecta chestia? Dar 4 ani Parlamentul se schimbă. Știți foarte bine așa, că nu rămân aceleași îl facem aceleași noi curat acum. N-ați văzut că rămân aceleași fețe? Și dacă nu sunt aceleași fețe, sunt copiii fețelor. Da, de la alte partide, da. Sau noi avem oameni consecvenți. Soțiile sau amantele sau ce vreți dumneavoastră. Eu nu pot să comentez candidatura altor partide, modul în care selecționează. Hai să comentăm. De ce păi să nu comentăm? Eu pot să vă spun de Buzău. Hai să comentăm, domnule. Pot să vă spun de Buzău, pentru că barda, păi. Vă dau un exemplu. Pe Buzău apar aceleași fețe. La PSD, la PNL s-a schimbat ceva, dar sunt cu oameni trimiși de la București, USR-ul cu oameni trimiși de la Cluj, deci nu reprezintă în mod obligatoriu electoratul din Buzău. Deci vreau să vă spun un lucru. Practica unor partide de a încerca să își impună aceleași fețe trebuie să aibă o anumită logică. Adică omul ăla să fi demonstrat, dacă a fost parlamentar, să fi demonstrat ceva ca și parlamentar, să fi propus niște proiecte de lege, să fi aprobat niște proiecte de lege, activitate parlamentară în adevăratul sens al cuvântului. Pentru că dacă ești un parlamentar care nu ai deschis gura sau ai câteva secunde la microfon obligatorii atunci când depui jurământul timp de 4 ani de zile, înseamnă că nu ai reprezentat și rolul tău nu a fost îndeplinit, n-ai ce căuta acolo. Nu, dacă eu știu că așa acționează electoratul, să uită, băi, hai să vedem câte să proiecte știți că de lege, o parte a electoratului cuvânt, se uită. Ăla educat. Poate. Se uită. Eu am, dacă paradoxal, eu am cel mai bun electorat într-o zonă rurală, pentru că eu provin din sudul județului, nu provin din Buzău, din oraș, chiar dacă locuiesc în oraș, toată copilăria am petrecut-o și o parte a adolescenței am petrecut-o în pogoanele. Acolo, în zona respectivă, în sudul județului Buzău, sunt cunoscut și am încercat pe cât posibil să ajut inclusiv administrațiile publice locale în acest mandat de senator. Și lucru pe care este recunoscut. Sunt o persoană cu notorietate și destul de puțin contestatari. Am, de obicei, sunt adversarii politici, cei care mă contestă, cei care mă cunosc, știu că am făcut lucruri bune în acest mandat. Ok. O să intrăm imediat și pe Realitatea Plus pe televiziune. Suntem în live pe Realitatea.net în momentul de față. Și Romulus Lucian Iaru, secretar general adjunct al Guvernului. Bună ziua! Da, mulțumesc, Nicoleta Cone. Ambii candidează la Senat, domnul Bădulescu la Buzău, domnul Iaru la Tulcea. Și am lăsat pentru această intervenție
Un sondaj ADS, domnilor, făcut la comanda Partidului Ecologist. Așa scrie sondajul, da? În care vedem următoarele date. PNL are 31,2%, PSD 27,3%, USR Plus 12,5%, UDMR 5,1%. Apoi vin partide care se joacă pe marja de eroare. Atenție, vin trei partide. PMP 4,8, Pro-România 4,6, Partidul Ecologist 4,3 și mai e PP-USL cu 2 și nu știu ce, nu mai contează. Sondajul ADS plătit de ecologiști, da? Bine, acum e ca la nuntă aici, dacă îi dai dedicația, îți mai dă niște procente. Dar vreau să vă întreb și o să încep cu domnul Iaru. Vă mai uitați acum în campanie la sondaje sau astea sunt făcute, cine plătește, dă-le încolo și nu ne mai interesează? Absolut nu. Absolut nu ne mai uităm la sondaje. Eu, colegii din partid mă știu cel mai bine, sunt organizator al partidului. Și aproape că în 5 ani de zile, 6 ani de când existăm, am fost unul din cei care au luptat să nu se facă sondaje în timpul campaniei. În timpul campaniei facem campanie electorală. În 6 ani de zile eu n-am reușit să văd un sondaj pentru Partidul Mișcarea Populară care să ne scoată mai sus de prag. Uite, nu s-a... Ba da, o singură dată. Mi-aduc aminte și cine l-a plătit. Am să-i dau numele. Da. Păi da. Atunci aveam 18%. Acolo, cine plătește? Șef, gata, boss. Într-un an am avut 18%. Pot să vă spun însă că atunci când domnul Bădulescu a devenit senator, la vreo săptămână, era un mare scandal pe un post de televiziune, pentru că un onorat sondor de opinie, ca să-i spunem așa, susținea suscitare că noi avem 3,78%, deși eram în Parlament. Acum a fost un alt sondaj, cred că scos de IMAS prin Europa FM, dacă nu mă înșel, în care tot așa ne-a dădea cu 4 și o scamă, la 3 zile după alegerile locale, în care tocmai am arătat că avem 6. Și atunci, rugămintea este, nu vă uitați la sondaje. Aveți o grămadă de alte mijloace prin care vă puteți aprecia calitatea candidatului care e față de asta. Ăștia le fac la mișto acum sau au găsit o modalitate de a mai stoarce niște bani de la partide serios acum? Că e o modalitate... aproape că te umflă râsul. E o modalitate de mobilizare a propriului electorat pentru cel care comandă într-o anumită măsură și de demobilizarea adversarilor politici eventual într-o altă măsură. De aia nici nu credem în sondaje. Adică e o manțocărie, domnul... În momentul de față eu spun... Deci s-au decredibilizat total, evident, nu? Evident că sunt decredibilizate și sigur în momentul de față din evaluările noastre după alegerile generale și lucrurile se vor demonstra după alegerile parlamentare, PMP va fi undeva 7-8%, pentru că de multe ori i s-a cântat prohodul acestui partid și niciodată, absolut niciodată, n-a pierdut vreo bătălie politică importantă. Vorbesc aici de europarlamentare, vorbesc de locale, vorbesc de prezidențiale. Lucrurile sunt extrem de clare. Întotdeauna, la ultimele trei cicluri de alegeri, PMP a fost peste 6%. De ce am scădea în momentul de față? Pentru că am fost singurul partid consecvent, singurul partid care n-a avut niciun fel de înțelegere pe sumasă timp de 4 ani în Parlament cu PSD-ul. Asta este un lucru esențial. Și nici la nivel local nu au fost lucruri extraordinare, astfel încât extraordinare, de negative, mă repet aici, astfel încât să cazi cumva sub pragul electoral la mai puțin de, să zicem, la 2 luni după alegerile locale. Sigur, absenteismul la vot este o problemă, dar nu e numai problema Partidului Mișcarea Populară, e problema tuturor partidelor, pentru că pe o prezență mică la vot se pot întâmpla surprize. Repet, noi estimăm o prezență la vot undeva 35-40% și în aceste condiții Partidul Mișcarea Populară va avea un procent între 7 și 8%.
Pot exista, evident, și contestatarea ceea ce spun în momentul de față, siguranță PMP va fi în Parlament. Asta trebuie să înțeleagă toată discuția, lumea. Continuăm discuția aici pe realitatea.net. Nicoleta, mulțumesc că ne-ați găzduit pe realitatea. Mulțumesc și eu, Laurențiu. Continuăm și noi știrile. PNL își lansează astăzi programul de guvernare. Deci asta e niște ocareală cu sondajele? Pe de o parte ați identificat corect. E o formă în care oamenii fac niște bani în campanie, pentru că nu știu, sunt unii care probabil că simt nevoia să plătească pe cineva, să spună, cum îi spuneau domnitorilor înainte, când se trezeau era cineva lângă pat care dimineața îi spunea frumos, ești măria ta, deștept, ești măria ta. Asta una, dar în al doilea rând se dorește a fi un factor de manipulare. Și câteodată funcționează. Pe de o parte, a ți se arunca în ochi niște scoruri foarte mici, poate să determine alegătorul să spună, domne, îmi place de asta, dar nu-l votez pentru că, uite, și așa pierde, mă duc spre altul. Dar să știți că am văzut și efectul invers, în care, în mod deliberat, ești aprovizionat cu scoruri bune. Ia uite, bă, ce bine asta e. Fii atent că ai atins 15%, 18%, ești tare de tot. Și omul se culcă pe ureche. Zice, am urlat la televizor, dacă tot stau atât de bine, la ce să mai mă omor cu munca? O realitate este, în special pentru un partid mic, care chiar se bazează mai mult pe structuri și pe relații directe cu membrii organizației decât pe influență mediatică, atunci munca de organizare este determinantă și aduce rezultate clare. Părerea mea e că un partid poate să se ducă până în 10% strict din parte de organizare. Sigur. Sigur, aceste lucruri sunt posibile. Partea de organizare, noi am obținut și e un exemplu bun la Buzău, doar prin organizare procente importante sunt constatate, mă rog, și disfuncționalitățile și modul în care a funcționat rețeaua electorală a Partidului Mișcarea Populară, pentru că fiecare partid are o astfel de rețea și rețetă proprie, mă rog. În contextul dat, e un model de urmat Buzăul, ca și alte județe care au obținut la alegerile locale un scor de peste 10%. Da. Până la urmă nu e vorba numai de asta, e vorba că, uite, dacă în 2016 intram în alegerile parlamentare cu un procent provenit din locale de 4,20 și ceva la sută, dacă mi-aduc bine aminte, pe medie națională, și am avut atunci în jur de 1600 de consilieri, iată că acum ne-am dus spre 2300 de consilieri. Nu sunt simpli agenți electorali, ci sunt oameni care îți reprezintă partidul în comunele respective și care se implică direct în comunitățile din care fac parte. Uite că avem în jur de 50 de primari. Înainte erau vreo 15, dacă nu mă înșel. Ori 50 de primari, la rândul lor, vor propaga imaginea PMP-ului și mesajul PMP-ului în comunitățile din care fac parte. Așa că eu zic că având un scor electoral de 6 și ceva la sută în locale, este un potențial extraordinar de bun de creștere pentru PMP și o creștere sănătoasă, bazată pe structuri reale. Ei, acum vine zvonul ăla despre care făcusem vorbirea la începutul întâlnirii noastre și anume faptul că se dorește cumva acum, într-un fel sau altul, accederea PMP în Parlament cu un număr destul de mare de parlamentari. Acum ce vă faceți dumneavoastră că totuși o să intrați și într-o morișcă redistribuirilor. Și la alegerile din 2016 nu prea v-a ajutat morișca asta. 2016 a fost o situație un pic deosebită, pentru că a fost și acea fuziune care în general a fost nefericită cu UNPR-ul. Am avut totuși și situații punctuale în care chiar ne-a adus ușor avantaj. De data asta, candidații pe care îi propunem, să zicem că sunt mai bine selectați. Cel puțin în opinia mea. Sunt membrii noștri de atâția ani de zile, sunt oarecum verificați. Sigur, sunt și noi intrați. Morișca e morișca, o să vedem ce iese, dar cred că sper că am făcut o selecție mai bună de data asta. Niciodată nu o să-ți reușesc 100% pe sistemul actual de lege în care deputatul și senatorul este liber de
nu e legat de pământ, ca să spunem așa. Niciodată n-o să reușesc să stopez migrația. Atâta timp cât e o lege care permite migrare într-o parte, într-alta, întotdeauna vor fi și clienți. Și nu e bună o lege de asta? De ce n-am face o lege de asta? Că la consiliere avem. Ar fi foarte bună. Din păcate, de ce nu facem? Ce am văzut eu? Păi, uite, avem un parlament nou și sigur că vom avea un parlament nou. Sigur că nu va fi reînnoit din temelii, dar este începutul unei reînnoiri. Poate că e timpul după 30 de ani să schimbăm o generație de parlamentari și să trecem în reformarea reală a instituțiilor statului. Nici nu mai știți ce să mai faceți, că, uite, 10.108 infectați, vestea zilei, 1.131 de oameni la terapie intensivă, 167 de români au murit. Cât de tare vă încurcă în demersul politic pandemia asta? Pentru că acum cine acționează și cine se mișcă bine în pandemia asta poate agrega o grămadă de voturi. Deci eu m-aș feri să leg pandemia de campanie electorală. Din punctul meu de vedere, este o greșeală. În primul rând, tema sănătății e o temă extrem de serioasă și campania electorală ar trebui să fie ceva care să nu utilizeze tema aceasta a pandemiei și gravitatea situației. Bineînțeles că cu toții suntem îngrijorați de actuala stare de sănătate din România, de modul în care se este gestionată această criză sanitară, însă m-aș feri să facem o temă, să vorbesc ca temă de campanie despre pandemie. Dar sunt situații punctuale, cu siguranță, cum este cazul de la Piatra Neamț, și constatăm că în sistemul sanitar nu s-au schimbat foarte multe decizii. La Piatra Neamț eu prevăd o înfrângere zdrobitoare a PSD-ului din cauza lui Arsene, care a menegeriat spitalul, a ieșit scandalul ăsta, deci acolo văd o înfrângere zdrobitoare. Oricum nu mai era atât de roșu județul Neamț pe cât a fost atras primar anterior. Are primarul reședință de județ, cred că este din dreapta. Da, este și liberal, dar tot liberal a fost și până acum, numai că a avut ceva probleme. Și are niște probleme cu legea, Chitic parcă îl chema, și a plecat de la liberal, s-a dus, a încercat nu știu pe unde să candideze. La voi cumva? Mi se pare că la voi. N-aș putea să vă spun că nu cunosc exact. Cred că la voi. Nu cunosc toți candidații la primărie din țară, îmi cer scuze. Ideea este că trebuie, într-adevăr, tema sanitară este o temă importantă și este foarte importantă sănătatea românilor, motiv pentru care noi am depus, Partidul Mișcarea Populară a depus o lege în Parlament pe sănătate, dar nu aș vrea să folosim pandemia pentru răfuieli politice. Ceea ce văd că în momentul de față fac PSD și PNL. Asta fac. Răfuieli politice pe tema și pe spinarea românilor. Asta este o chestiune care ar trebui evitată din punctul meu de vedere. De aia spun că lucrurile ar trebui diferențiate. Tema sănătății ar trebui să arate altfel, să arătăm ce putem face, ce propunem să se facă, ce trebuie schimbat și așa mai departe. Sigur, campania electorală trebuie dusă mai departe pentru că nu avem o amânare a alegerilor sau o altă formă de a fi oprită. Probabil că alegerile se vor ține, dar mă îngrijorează că acest număr de 10.000 de infectări pe zi nu scade absolut deloc, cu toate că s-au luat măsuri de restricționare. Văd că din ce în ce mai multe orașe încep să fie carantinate, libertatea de circulație se restrânge din ce în ce mai mult, dar mie mi se par, dacă mă întrebați, niște lucruri care cârpim colo și colo și colo, fără să așteptăm efectiv rezultate exacte. Din punctul meu de vedere, cred că trebuie regândită strategia în ceea ce privește modul de abordare a acestei crize sanitare, pentru că într-un final, dacă nu suntem atenți, sistemul de sănătate va intra în colaps și sper să nu am aproape de intrare în colaps, domnul Iaru, că sunteți direct acolo, la butoane, la guvern, și cred că știți, aveți informații clare, concrete.
E sub ventilator, ca să zicem așa. Adică, adică încercăm să-i dăm oxigen. Da. Uitați, undeva în luna februarie, fără să fac pe mama Omida, când toată lumea spunea că o să fie o gripă amărâtă, puneam o postare pe Facebook de trei rânduri în care spuneam că mi-e frică că o să arate pandemia asta toate slăbiciunile sistemului în care trăim. Faptul că cel mai vizibil e sistemul de sănătate, da, e o realitate. Până la urmă, la boală, primul lucru te gândești la spital. Dar dacă ne uităm cu atenție, vedem erorile din tot sistemul instituțional românesc. Fie că vorbim, nu știu, de modul în care este organizată administrația care, la rândul ei, servește zona de sănătate. Cum este administrat factorul politic. Ne uităm că avem o întreagă bălăcăreală și o ceartă aiuristică în Parlament. Pe ce? Pe a menține sau a nu menține niște amenzi, pe a menține sau a nu menține niște ranforsări ale legii de care ai nevoie în a gestiona o criză. Până la urmă, sigur că nu se face să te-a pus să faci capital politic din pandemie. Nu, oricum ai dar o tendință să faci. Existența unei crize în plină campanie electorală ar trebui să fie un factor revelator în care să arate modul în care fiecare dintre candidați gândește și se comportă într-o situație de criză. Corect. În situație de criză vezi adevăratul caracter, exact. Da? Care în normalitate poate fi disimulat pe diverse. Da. Când suntem în boom economic, când toată lumea e într-o dulce fericire, să știți că toată lumea se înțelege bine cu absolut toată lumea. Iată că suntem într-o situație în care toată fibra națională este torsionată până la a plezni. Și nu neapărat legat de factorul pe politic. Aduceți-vă aminte că era o perioadă în care oamenii mai tineri se uitau urât pe oamenii mai în vârstă, că vezi, Doamne, ăia transmit boala. După care oamenii mai în vârstă se uitau urât spre copii, că, Doamne, ăștia iau de la școală și ne aduc. Deci atacă fibra și structura unei societăți. O criză de asemenea învergură. Acum s-a întâmplat să fie o boală. Putea să fie un cutremur. Putea să fie, Doamne ferește, un război. Da, este criza un subiect de campanie și lumea ar trebui să se uite cu mare atenție la noi în perioada asta și să vadă cum ne mișcăm, ce vorbim, ce declarăm, pentru că așa cum ne purtăm acum, cam așa suntem. Așa vom fi și peste 4 ani. Mai avem exact cam 2 săptămâni și vreo câte zile, foarte puține, până când vom merge la votare, iar eu prevăd o acutizare a mesajelor pe pandemie și pe... Pentru că aici, de fapt, este iritabilitatea mentalului colectiv, da? De când a apărut și povestea de la Piatra Neamț. Și ce povești mai apar acum? Oamenii au foarte clar niște frici, da? Iar fricile astea vor face să analizeze foarte bine pe cine și cum votează. Domnul Bădălescu, cât de mult credeți că pe oamenii mai interesează acum 300 ăia de parlamentari și alte idei de asta de ce va fi, când noi nu știm ce va fi cu noi mâine? Eu cred că lucrurile pe care le-am afirmat sunt de interes. E adevărat că în prim planul problemelor actuale este criza sanitară. Nu poate să nege nimeni acest lucru. Însă există viață și după această criză. Se apropie vaccinul. Probabil că într-o perioadă de timp vom avea o soluție la această criză sanitară. Există... O să vă întrebe oamenii să mă vaccinez sau nu, că iar o să apară tot felul de conspirații. Da. O să fie distractiv atunci când o să-i vedeți pe cei care acum urlă că vaccinele nu sunt bune, să vedeți când o veni vaccinul și nu o fi în cantitatea necesară, că ei o să fie primii care țipă că ei nu primesc vaccin. Da. Aproape când vine să pun. Sigur, noi nu avem vaccinul și mă uitam ieri și îmi dădeam seama cum încep să se certe deja la nivel guvernamental cine va fi vaccinat primul. Pe voi, demnitarii, guvernul, pe mine nu mă interesează personal să fiu vaccinat primul. Pe mine mă interesează în mod direct să fie vaccinate
în primul rând să fie vaccinat, în primul rând personalul medical, pentru că el este... Grupele de risc și, mă rog, care sunt firești. Nu au ce căuta demnitarii să fie moți. Cum ei? Nu ei moți acolo, nu, demnitarii? Nu, din punctul meu de vedere, nu. Absolut abia, deloc. Abia asta este o declarație care... Absolut deloc și chiar asta ar trebui să se întâmple. Nu este o declarație, este logic ca măcar o dată să facem lucrurile serios și demnitarul, politicianul să nu mai fie moț undeva. Succes în campanie, cu siguranță ne vedem în emisiune până atunci când mai avem dezbatere electorale. Asta a fost astăzi realitatea din PMP. Dragilor, ne revedem la 15, direct pe Realitatea Plus, cu vești interesante, scandaluri mari. Toate bune!